tu ce reacție ai ca părinte când îl vezi pe copilul tău că dă duble greșeli la meci, de exemplu, sau face alte greșeli, poate mari, da? O greșeală neforțată mare, care se repetă poate de mai multe ori. Eu vreau să vorbesc despre chestia asta. Sunt Alex, tenis la minut. Cred că e foarte important, extrem de important, ceea ce se transmite de pe margine din afară. Jocul de tenis este oricum foarte complex și solicitant pe plan mental și cu atât mai mult pentru copii și tinerii, cei foarte tineri juniori jucători de tenis, se poate adăuga, poate involuntar, în plus, stres și lucruri, aspecte negative către ei, pentru că o acea ceartă, despre asta este vorba, cearta și frustrarea părintelui că al lui copil a dat niște duble greșeli sau a făcut o greșeală, mai multe greșeli neforțate. Și ce este foarte important? Să eviți acest lucru. Nu poți să adaugi mai multă energie negativă și mai multe cuvinte negative, gen, păi cum poți să le ai atâtea duble? Dar câte duble mai dai game-ul ăsta? Sau, hai, grijă la dublele alea. Dar trebuie să realizați că nu îl ajutați cu nimic. Trebuie să ne concentrăm, să ne gândim la ei și să îi ajutăm, să îi încurajăm. Poate vi se pare ciudat. Cum să-l încurajezi dacă a dat dublă greșeală? Nu înseamnă să-i spui să mai dea o dublă greșeală. Dar trebuie să-l ajut să treacă peste acea greșeală cu o atitudine pozitivă. Pentru că dacă el este și mai stresat și mai apăsat de faptul că și tu ca părinte ești deranjat de faptul că el a dat dublă greșeală, câte mai dai? Vezi că ai dat game-ul ăsta nu știu câte dublă greșeli. Vezi că ai dat numai cadouri. Chestiile astea doar îl stresează mai mult și adaugă mai multă energie negativă. Și asta nu îl va ajuta deloc la următoarele puncte, pe durata, pe restul meciului, să joace mai bine. Asta trebuie să înțelegeți și după fiecare greșeală trebuie să-i spunem, eventual îi amintim ceva, un aspect general pe care poate îl scapă și care poate l-ar putea ajuta să servească mai bine, de exemplu, în cazul dublelor greșeli, de exemplu. Haide, concentrează-te la următoarele, încearcă să stai cu capul sus când servești. De exemplu, poți arunca o idee de genul ăsta, dar cât mai puțin, eventual o singură idee de genul ăsta. Calm, treci la punctul următor. Ai făcut o greșeală? Ok, poate nu te-ai mișcat. Hai, fii atent, activează mai mult picioarele. Mișcă-te mai mult și fă ce poți. Noi te susținem. Asta este mesajul pe care vrei să-l transmiți. Ok?